Fie că nu au avut bani să achite impozitele la termen, fie că au considerat neprioritară această cheltuială, mii de agenți economici și comerciali sunt acum în situația de a nu a mai avea acces la propriile conturi. În luna noiembrie, organele de executare stilită din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj au aplicat 51 de sechestre asupra bunurilor de care dispun mai mulți agenți economici. Pentru recuperarea creanțelor datorate bugetului general consolidat, organele de executare silită din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj au instituit modalități de executare silită conform codului de procedură fiscală. Astfel au fost înființate peste 700 de popriri asupra disponibilizărilor din conturile bancare ale agenților economici. În luna noiembrie au fost înființate 771 de popriri asupra disponibilităților din conturile bancare ale agenților economici pentru o valoare a creanțelor bugetare de 4.646.144 de lei. Finanțiștii au pus titlul executoriu și pe conturile mai multor terți ai datornicilor. Ca să fie sigur că recuperează banii, statul a pus titlul executoriu și pe conturile a peste 200 de terți ai datornicilor. Finanțiștii vor să recupereze cât mai mult din sumele datorate de contribuabili. Organele de executare silită au procedat la identificarea și indisponibilizarea tuturor bunurilor mobile și imobile existente în patrimoniul debitelor și au aplicat în luna noiembrie 51 de sechestre asupra acestor bunuri. Finanțiștii din toată țara vor să încheie anul cu un procent cât mai mare din sumele încasate de la contribuabili.